În cadrul proiectului sunt asistent social. Acum îndeplinesc funcția de secretar al comunei. Da, începând cu anul 2012, am început colaborarea cu Asociația Ovidiu Rom. Ovidiu Rom vine în sprijinul copiilor proveniți din familii defavorizate, care nu au posibilitate să își dea copiii la grădiniță. Ei au început inițial copiii de la școală, dar rezultatele nu au fost chiar îmbucurătoare. Toate cercetările au dovedit că copiii de vârsta grădiniței au rezultat dacă se investește în educația lor. Noi am început în 2012 cu 4 grupe de copii, cu aproximativ 100 de elevi la ore. După primul an de implementare am început să avem 6 grupe cu 150 de copii. În momentul de față avem 9 grupe de copii de grădiniță cu 220 aproximativ de copii înscriși. Odată cu implementarea proiectului am mai construit o grădiniță, pentru că nu ne ajungeau spațiile. Și așa sunt cam insuficiente, că funcționăm și dimineața și după amiaza cu grupe simultane. Dar rezultatul s-a văzut. Păi, în primul rând că frecventează grădinița și schimbările se văd pe mai departe în integrarea și la învățământul de primar. Învățământul primar, pentru că se adaptează mult mai ușor mediului școlar, se văd diferențe și în ceea ce privește deprinderile de bază și formează la grădiniță. Față, dacă ar sta acasă, diferențele sunt foarte mari. Și integrarea, se integrează mult mai ușor mediul școlar. Copiii vin la grădiniță, părinții sunt bucuroși, copiii învață, sunt mai respectuoși, la fel și părinții. Sunt mai responsabili puțin. Trebuie să-și aducă copiii zilnic, asta era condiția și la Ovidiu Rom. Prezență zilnică, de absențe nemotivate, nu se permit, doar motivate din punct de vedere medical. Dacă au ceva probleme medicale, trebuiau duși la medic, medicul dădea scutire pentru perioada respectivă. În cadrul proiectului erau implicați și părinții. Odată pe lună era părintele de serviciu, care participa la activități împreună cu educatorul. Sprijinea educatorul în tot ce însemna activitatea zilnică, copiii, ascutea creioane, tot ce era nevoie. Și erau tare încântați părinții, câteodată mai încântați decât copiii, pentru că ei la rândul lor nu au fost la grădiniță. Și toate astea erau ceva noutăți pentru ei și educatoarea era privită așa ca un fel de învățător și pentru ei. Ovidiu Rom venea cu un stimulent de tichete sociale de 50 de lei pe lună, condiționat de prezența la grădiniță a copilului, precum și de participarea părinților în cadrul activităților. De asemenea, ne-au sprijinit mult, aveau o colaborare cu GSK-ul și ne alocau bani pentru fructe lunar. Acum educatoarele făceau o salată de fructe sau pur și simplu fructe de sezon le dădeau. Multe fructe nu le cunoșteau, sau legume. Așa că ocazia asta le și prezentau și chiar le și mâncau. Plus de asta ne-au mai acordat un ajutor tot financiar pentru igienă. Acolo puteam să cumpărăm săpun lichid, hârtie igienică, tot ce era nevoie pentru copii și așa se învățau să se și spele pe mâini, să se șteargă pe mâini. Consiliul local venea cu un aport și el în cadrul proiectului și acorda seturi de îmbrăcăminte și încălțăminte de două ori pe an, primăvara și toamna. Și din fericire Consiliul local a aprobat să dăm pentru toți copiii de la grădiniță, nu doar pentru cei eligibili în cadrul proiectului. Acolo era condiția de venit. Și-a dat la toți, pentru că copiii sunt copii și nu înțeleg diferența asta, că eu sunt sărac, eu bogat și nici nu trebuie să înțeleg. Au o uniformă, deși copiii proveniți din familii bogate îmbracă hainele astea și sunt foarte mândri că toți la fel. Noi avem și amestecați la grupe, chiar nu se face nicio diferență. Ei mănâncă împreună, se joacă împreună, merg la baie, deci totul se face împreună. Doar că în comună nu prea mai avem foarte mulți copii, dar câți avem, nu avem integrați. Și copiii mici care vin aici și
Că nu m-a dus mama la grădiniță, că a fost sâmbătă, duminică. Ei nu înțeleg că e sâmbătă și duminică sau că e vacanță. Ei o să vină zilnic și le place toate activitățile pe care le fac. Și doamnele își dau interesul extraordinar de mult. Tare mult. Sunt și doamne de aici, localnice, care au și plata cu ora și rămân și după amiaza la ore. Din Brașov, din mai greu. La învățământ avem, da, două persoane de bine. Se vede evoluție și pe general, nu numai să zic de copii de grădiniță, ei oricum avansează și merg în școli. Ei nu s-au oprit, s-a terminat grădinița și nu se mai duc mai departe, s-au dus. Că s-au văzut rezultatul la fel, s-au dublat numărul de grupe la școală. Evoluția se vede mult atunci când își găsesc un loc de muncă, părinții. Pentru că automat văd și ei un pic altfel viața, văd că se poate și altfel, numai să trește sărăcie. Majoritatea dintre ei lucrează la salubrizare. Fac curățenii în blocuri, doamnele, și sunt foarte apreciate. Lucrează și chiar în casă la oameni, fac curățenie. Acolo mai aduc mobilă când și-o schimbă cei de la Brașov sau haine. Și cu toate astea, ei văd că se poate și altfel. Automat nu mai fac atâția copii, pentru că își dau seama că trebuie să-i duc pe ăștia ca să pot să le creez un viitor. Ceilalți care nu lucrează, totuși s-au rodit așa cumva și ei insistă să facă copii mai mulți, pentru că aduc venituri, dar pe an cetățe sunt tot mai puțini și se vede evoluție, pe general. Tot mai mulți copii care, după ce termină cele 8 clase aici, că noi pe plan local avem doar școala gimnazială de 8 clase, merg mai departe la Brașov și continuă liceul, facultate, avem fete la asistență socială și suntem tare încântați când vedem rezultatul. Venind zilnic la grădiniță, își schimbă comportamentul. Încep să respecte un program pe care acasă nu-l aveau. Practic, la grădiniță, cel puțin în primul an de grădiniță, educatoarele învață cam ce ar fi trebuit să învețe părinții acasă până la vârsta de 4 ani, să spun, că la 4 ani încep grădinița. Pentru că nici părinții nu au fost la grădiniță, nici părinții nu știu exact ce să le spună când sunt așa de mici, cum să le coordoneze un pic începutul, că de fapt asta este. Și totul se leagă de educator care își dă interesul. Ei, v-am spus, devin mai politicoși, când mergem pe stradă, salută și la ore sunt foarte activi. Și la noi sunt probleme, că cum nu au locul de muncă, merg părinții cu ziua. Mai muncesc când toamna, la scos de cartofi, la adunat de porumb. Și poate zice, hai că astăzi te țin acasă, că n-are cine să te ducă sau... Dar copilul nu merge la grădiniță, pentru că așa e obișnuit. Și câteodată mai sunt cazul că trezește pe mama că să mă duci la grădiniță. Cum să lipsesc, că pierd materie, așa zic ei, pierd materie. Noi nu facem diferențiere între copiii de etnie romă și cei care sunt români. De dovadă sunt și clasele cum sunt formate. De exemplu, la grădiniță nu se face segregă, nu segregăm grupele. Punem în aceeași grupe și copiii de etnie romă și copiii de care sunt români. Nu sunt separați, nu îi separăm. În ceea ce privește educația. Educația este la fel pentru toți copiii, nu se fac diferențe între ei. Absolut nicio diferență între copiii de romă și copiii români, chiar nicio diferență. Deci se bucură toți la fel și copiii nu fac diferență. Să știți că nu sunt diferențe, că să zic copiii între ei, nu mă joc cu tine pentru că ești de etnie romă. Noi am format în așa fel încât să nu existe diferențe între ei. Fiecare copil a pus mânuța acolo, am lipit și am lipit în globuleț să împodobim brăduțul. Deci oficial s-a declarat cât ați găsit pe site-ul, 255, dacă nu mă înșel, de persoane. În realitate sunt undeva la 3000. Nu s-au declarat. Ei nu vorbesc limba romanii și de asta nici nu se consideră români. Ei se consideră români și încearcă să se integreze. Este greu, dar toate cu pași mărunți, la fel și cu credința și nouă. Mi s-a părut așa o chestie când am început colaborarea cu copiii, am zis, nu o să fac treabă, că ne gândeam că poate sunt un pic comozi sau având în spate precedentul. Dar din contră, au fost atrași. Deci comuna, să zic, are 4700 de locuitori în prezent. Și vă dați seama, cam 3000 de etnie romă,
totuși reprezintă un procentaj destul de mare. Dar la ei nu există școli, nu există dispensar, nu există primărie, nu există nimic. Totul e situat în mijlocul comunei, deci ei au acces la fel ca întreaga populație la serviciile astea. Poștă, poliție, dispensar, deci totul se face în comun cu ceilalți. Nu se face nicio diferență și nici măcar oamenii din comună îi diferențiază. Se și ajută unii cu alții. Îi cheamă la munci gospodărești când e nevoie. N-am avut probleme. Sunt totuși diferențe. La fel și ei. Și ei se lovesc de astea. Deci se comportă diferit când intră în grădiniță. Nu au deprinderi formate, nu au mai nimic format. După aceea, după câțiva ani, când frecventează mediul școlar, se văd diferențele. Se văd. Deci au altfel de comportament, altfel de deprinderi formate. Se văd diferențele. Condițiile de acasă, că sunt zile în care poate nu au sandwich la grădiniță. Că sunt. Că nu-și permit. Dar educatoarea face în așa fel în care să nu simtă copilul și atunci la noi e pe țară un program, se alocă corn și lapte o dată pe zi la copii și le dă cornul și mănâncă o dată cu ceilalți ca să nu se facă diferența asta. Da, avem probleme sunt cauzate de lipsuri, dar încercăm să le depășim și părinții cât se poate, își dau interesul. Condițiile sunt mai întrege puțin pentru că, într-adevăr, sunt copii care provin din familii cu foarte mulți copii, dar ei n-au nicio vină. N-au nicio vină și trebuie să-i ajutăm să-și depăsească condiția. Pentru mine, tipic uman ar însemna bunătatea și întreajutorarea între semeni. Asta ne diferențiază de animale, de exemplu. Trebuie să fim buni și să ne ajutăm unii pe alții.